O femeie de 33 de ani din Câmpul Lung și cei doi copii ai săi au ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea pe DN73 de la Câmpul Lung către Pitești, în localitatea Furnicoș, a făcut accident. Femeia a intrat cu viteză într-o curbă, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens, a izbit un cap de pod și s-a răsturnat. În urma impactului, atât femeia cât și copiii de 8, respectiv 6 ani, au ajuns la spital. Din cauza incidentului, traficul a fost perturbat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.